slăvit să fie Domnul. Nici ni se cere o consultare. Mie, ție și la oricare. Pentru cei porniți spre cer, un control la caracter. Căci vai s-a mulțit buriana, pălămida și scaieții, formaliștii și glumeții. Și sărmanul bob de grâu e ca în junglă, ca în pustiu. Și până nu-i prea târziu, dacă vrei un grâu de soi, hai să începem, dar cu noi. Hai să aflăm secretul, care-i baiul, care-i buba, de ce ia amploare ciuma, de ce noi ne împotmolim, de ce noi murim, când noi trebuie să fim oameni tari și plini de viață, oameni sfinți și cu speranță în acel ce ne-a salvat, în acel ce a înviat și cu Tatăl ne-a păcat. De ce frăția nu-i cum trebuie să fie? Și nu-i nici credința vie. Și nu-i nici statornicie. Nu cumva la noi e baiul? Nu cumva e chiar la mine? Nu cumva e chiar la tine? Nu cumva un glon stingher ne-a lovit în caracter? Căci un caracter solid, sănătos și mântuit e mai tare decât moartea? E mai tare ca infernul, căci în el este eternul, e tezaurul ceresc, duh din duh dumnezeiesc, ce neprihănire crezi? De ce multă neputință? De ce multă milogeală? Sărăcie, bol, cerșeală, când stăpânul ce slujim e bogat și sănătos și nu-i nici neputincios. Tot ce n-avem noi, el are. E stăpân peste hambare, el e o binecuvântare, el te face sănătos. Dacă ești și credincios, altfel vei rămâne boală, să distrugă ce spoială, să te facă greu curat, dacă te lași prelucra de stăpân cu adevărat. Că-și dă-n vina tot pe alții, dar de fapt suntem la fel. Nu o să folosești nimic, ca dovedește tu ce vrei. Sfântul desfințește locul. Dacă noi nu îl sfințim, trebuie mare grabă. Noi să ne repocăim, noi să dovedim dreptate, noi să dovedim putere și o deplină unitate, o deplină părtășie, o deplină primăvară, dar și aici, în această seară. Nu fugar numai acolo unde e binecuvântare, noi să fim puși în spărtură, noi să fim niște ambare, că stăpânul nostru are și el vrea ca noi să fim așa cum ne și numim. Umărul pus negreu și atunci să dovedim că și cu noi e Dumnezeu, că și vorbim de biruința unor oameni ce a pus. Noi să câștigăm cununa? Noi să ducem steagul sus. Ei și-au rezolvat problema. Ei știu ce e biruința. Ei depuși sau mărturii, ei n-au pângărit credința. Ei jefitau chiar și viața. Tot ce a fost și ce a avut. Și-au plătit cu sânge chiar și cel mai greu tribut. Vrem să fim eroi vremii? Deșteptarea din culcuș. De a fi gata în orice vreme. De a urca orice urcuș. Dacă vrei să fii ferice, sus privirea, dragul meu. Biruința e a celor ce se cred în Dumnezeu. Slujbele sunt felurite și chemările la fel. Nu șoma, nu sta pe mărgini, te implică cu muzeu și ai să vezi că prinzi puteri. Gust de patria de sus, gust de o pătrășie sfântă cu cei ce s-a lui Iisus. Ai să vezi că neputința pleacă din căminul tău, pleacă boala, sărăcia, pleacă tot ce a fost mai greu. Și rămâi cu o pace în suflet și o dumnezeire în grai. Și umblând aici cu Domnul, vei fi în veșnicie în rai. Amin.